Micuții din clasa a doua de la PEDA, așa cum este alintată această școală de tradiție din Arad, au avut parte de o oră interesantă în cadrul școlii altfel. Ei au fost oaspeții bibliotecii județene, unde au avut parte de o experiență din ce în ce mai rară pentru copiii din ziua de astăzi. Au ascultat o poveste și, deși era o poveste tradițională, le-a captat interesul. Despre o floare care își dorea să fie om și care îi spunea pădurii că vrea să fie om, și pădurea a transformat într-o zână și a venit într-o zi un prinț, s-a îndrăgostit de ea și toamna ea s-a transformat într-o floare din nou. Întâmplările povestite i-au pus pe gânduri pe cei mici, care au încercat să-și imagineze cum ar fi în pielea personajelor. Mi-a plăcut momentul în care floarea și-a dorit să fie om. Așa, dar tu ți-ai dorit să fii floare? Nu. De ce? E prea plictisitor. Și poveștile, ca orice act de cultură, reprezintă un demers subiectiv care nu poate mulțumi pe toată lumea. Unii pur și simplu au alte gusturi. Îți par poveștile de dragoste? Nu. No. Ce poveste ai fi vrut să auzi de aici? Despre ce? Despre Spider-Man. Ora altfel din cadrul săptămânii, școala altfel, nu a fost însă o întâmplare, ci o încercare conștientă a gazdelor evenimentului de a păstra vii formele tradiționale ale copilăriei. Eu zic că oricât de modern ar fi copilul, oricât de tehnicizat am crește acum și oricât de mare impact asupra noastră o să aibă computerele, farmecul unei povești citite, expresiv, unei povești care să-i capteze, chiar cu personaje tradiționale, cu zâne, cum am avut noi astăzi, textul ăsta numit Zâna Pădurii, o să-i fascineze. Depinde cum le-o citești și cum îi întăriți în a înțelege textul și a discuta apoi textul. Reprezentanții bibliotecii sunt optimiști în demersurile lor, deoarece ne-au informat că toată săptămâna vor fi asaltați de copii, asta pentru că profesori și învățători din numeroase școli arădene au inclus în programul acestei săptămâni și o vizită la bibliotecă.